Soluția provizorie prin care afaceriștii pot să-și desfășoare activitatea în parcul industrial Sadu a început să scârție. Sunt probleme cu energia electrică și dacă acestea nu vor fi rezolvate, agenții economici vor elibera halele. Sunt în discuții și în analiză, pentru că acolo trebuie să găsim o soluție vis-a-vis de partea electrică, alimentarea electrică a parcului. Și voi avea o întâlnire și cu societățile de acolo să vedem ce probleme mai au. Și probabil în următoarea perioadă vom găsi soluția cea mai bună pentru a rezolva problema cu alimentarea electrică. Asta facem acum, facem o analiză și după ce se termină această analiză vom stabili ce soluție vom adopta. În prezent, parcul industrial este alimentat din rețeaua care corespunde uzinei mecanice Sadu și orice avarie lasă în beznă halele comerciale.